Ministerul Educației a stabilit calendarul desfășurării olimpiadelor școlare și concursurilor naționale, acestea fiind reluate după întreruperile cauzate de pandemia de COVID-19. Acestea, olimpiade și concursuri naționale școlare, încep chiar din weekendul ce urmează și se vor încheia în cursul lunii iunie, înainte de intrarea în vacanța de vară. Da, iată că după o perioadă în care aceste concursuri naționale, olimpiade, așa cum le știm noi, nu au avut loc datorită pandemiei, începem să ne revenim și din acest punct de vedere și prin ordin al ministrului a fost aprobat calendarul competițiilor naționale, însemnând aceste concursuri și olimpiade, care încep de la sfârșitul lunii februarie și se întind până în iunie. Majoritatea lor au loc în perioada lunii martie-aprilie. Județul Hunedoara, prin inspectoratul școlar, va găzdui 5 astfel de olimpiade și concursuri naționale pentru elevi și liceeni. Trebuie să anunțăm, să zic, cu bucurie faptul că la nivelul județului Hunedoara găzduim Olimpiada Națională de Filozofie în perioada 18-21 aprilie, de asemenea Olimpiada de Muzică, interpretare instrumentală pentru clasele 3-8 în perioada 15-17 deci aprilie, și Concursul Național pe Meserii, Mecanica Auto, în perioada 18-22 aprilie. De asemenea, tot la nivelul județului Hunedoara se vor îndeva desfășura concursurile în limba minorităților. Este vorba de concursul pentru limbă și cultură maghiară și concursul național de geografie. Primul în perioada 13-15 mai și al doilea în data de 2 aprilie. Dacă în cazul concursurilor naționale în limba maternă se știe unde vor fi organizate, pentru celelalte 3 olimpiade școlare, locul unde vor fi găzduite va fi anunțat în perioada următoare, întrucât trebuie îndeplinite mai multe condiții, inclusiv cele de siguranță sanitară. Suntem în plină organizare. Voi emite o decizie a Comisiei Județene care se ocupă de organizarea și desfășurarea acestor concursuri. Deocamdată trebuie să fim informați și așteptăm informații legate de numărul de participanți pentru a putea să... Deja am mers, dar s-o dat terenul, mergem în teren să vedem sălile în care se desfășoară, unde vor fi găzduiți copiii, trebuie să respectăm acolo regulile igienico-sanitare, sălile de mese și așa mai departe. Deci suntem în plină organizare a acestei activități. Ultimele olimpiade și concursuri naționale școlare au fost organizate nu doar în județul Hunedoara, ci în întreaga țară, în primăvara anului 2019.